Neața lumei, o câsă news continuă de data aceasta cu Fire Force care schimbă studioul pentru sezonul 3, ceea ce mie mi se pare o stupizenie, pentru că David Production, best studio pe sunet. După ce ai văzut Fire Force, orice anime pe care o să-l vezi de aici încolo, o să le compar sunetul cu Fire Force. Mulți fani au așteptat orice semn de la Fire Force sezonul 3 de peste 2 ani. Ei bine, așteptarea lungă a luat sfârșit, deoarece o scurgere de informații despre sezonul viitor a reînviat credința multor fani pe Twitter. Pentru început, încă n-a fost anunțat un anunț oficial cu privire la orice informații despre Fire Force sezonul 3. Prin urmare, această scurgere n-ar trebui luată în considerare gen bă, așa o să fie. Dar de obicei, scurgerile cam trag să fie adevărate mulți fani care anticipează revenirea sezonului 3 de la Fire Force, o scurgere care a fost postată pe Twitter le-a ridicat entuziasmul precum și îndoielile. Pe 1 iunie, joi, un cont de Twitter cunoscut pentru distribuirea de știri și scurgeri despre animeuri a transmis următorul lucru despre sezonul 3 și anume că va fi animat de alt studio. Studioul despre care vorbim se numește Studio Shaft, cunoscut pentru că lucrează la seria Monogatari. Fire Force sezonul 1 și 2 a fost sub conducerea lui David Production. Bă, ăsta sună studio de manele, mă. Dar animația e The Goat. Care a lucrat și la animeuri cunoscute precum Jojo's Bizarre Adventure și Chills at Work, celui la muncă. Mi-a plăcut ăsta, e foarte șmecher. Sub David Production, animațiile din sezonul 1 și 2 ale seriei au primit o cantitate lăudabilă de laude, datorită sunetului și animației, mă. cum. Prin urmare, aceste licuri cum că na. Animeul o să părăsească David Production, i a făcut pe unii fani să se îndoiască. Ei și-au împărțit temerile că anime mergând pe același drum. Ca și alt anime celebru pe nume Nanatsu no Taizai sau Seven Deadly Sins care și-a schimbat studioul și s-a ales praful de la treilea sezon, fanii vor doar ceea ce este mai bun pentru sezonul viitor din Fire Force, care a depășit așteptările spectatorilor în ceea ce privește povestea și animația. Astfel, nu este rău pentru ei să spere că sezonul 3 va putea face acest lucru. În concluzie, anunțurile oficiale n-au fost lansate care să confirme această scurgere, să sperăm că e ceva pe căleală de 1 iunie, dar dacă vreodată acest lucru poate fi adevărat, să sperăm că Studio 7 le va oferi telespectatorilor același lucru pe care David Production a putut să le ofere cu sezonul 1 și 2. Bă, nici nu vreau să mă gândesc să pun Fire Force în aceeași categorie cu Nanatsu în ceea ce privește de la sezonul 3, Pământ de Flori. În mai 2022, sezonul 2 s-a încheiat sugerând o luptă mai incredibilă între compania 8 și evangelistul pentru sezonul 3. Pă gândiți-vă, David Production, nume de studio de manele. Bătăliile se duceau contra evangelistului. Evanghelia are putere. Bă, era ce trebuie, mă. Pentru ca Shinra să-i protejeze pe cei dragi, el își propune să devină mai puternic. Și a început să se forțeze mai mult în antrenamentul său pentru a obține o nouă putere numită presa morții. Finalul sezonului 2 a devastat de asemenea o mulțime de fani și compania 8 din cauza morții fără precedent a capitanului Hag, Hague, Hag, Hague, nu știu, se scrie Hague. Dar noua abilitate de blocat a lui Shira i-a permis să stabilească a doua link cu ceea ce a dat o privire asupra ultimelor momente ale capitanului. Deși rămâne incert cum va decurge sezonul 3 sau în ce se va învârti povestea lui, este sigur să presupunem că sezonul viitor va urma direcția manga. Iar aici se încheie acest episod de OKS News, sper să fie fake news și să nu schimbe pe David Production, că David știe el ce face de aia Fire Force e unde e. Sper că v-a plăcut acest clip, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, și subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.